Ana Maria Prodan a fost dată de gol. Omul despre care se spune că ar fi fost amant, antrenorul Dan Alexa, rupe tăcerea. Tehnicianul a vorbit fără menajamente despre relația pe care o are cu impresara, dar și cu soțul acesteia, Laurențiu Reghegamp. Mai mult, Alexa recunoaște că relația pe care o are cu Ana Maria Prodan i-a marcat și cariera de tehnician. Deși presa a speculat pe seama relației dintre ei datorită palmei pe care Alexa a primit-o de la impresară la finalul unui meci, relația dintre ei nu s-a stricat. Din contră. Satul de toate speculațiile și zvonurile care au continuat să apară la adresa lui, Dan Alexa s-a dezlănțuit. Respect foarte mult această relație, am contract cu Ana Maria Prodan. Este o relație de respect între noi. Țin foarte mult la Laurențiu Reghegamp, dar și la Ana. Este unul dintre cei mai buni impresari români care de fiecare dată când am nevoie de un jucător, ea mi-l aduce și este acolo pentru mine. Pe lângă asta, toate deciziile majore mi le iau singur, a mărturisit Dan Alexa la Antena Stars. Mai mult, Alexa spune că Ana Maria Prodan l-a ajutat în cariera de antrenor. Ana Maria Prodan, la rândul său, nu și-a ascuns simpatia profesională pentru Dan Alexa. Mie mi-este super drag Alexa, este sufletul meu, iar Laur știe asta. Dan este cel mai apropiat om al nostru, Dan este un produs al meu, Laur nu prea are treabă cu el. Ei vorbesc doar despre fotbal de ale lor. Eu cum mă implic în viața unui antrenor, jucător, vreau să fiu ascultată la secundă, a declarat agenta atunci când au apărut speculații în privința relației sale cu Dan Alexa.